O să începem prezentarea noastră de astăzi, webinarul. Numele meu este Costi Andriescu. O să vă spun doar câteva lucruri despre mine pe care le consider importante. Am peste 10 ani de zile în care am colaborat prin intermediul companiilor la care am lucrat. Am colaborat cu universități de la nivel național, de asemenea cu grădinițe, cu școli primare, școli gimnaziale, respectiv licee și colegii. Și către toate aceste organizații am promovat soluții de digitalizare și am avut în vedere ca fluxurile pe care organizațiile acestea le au să poată fi duse într-o variantă digitală. Pentru primul pas o să fac un share la ecran și o să încep să vă povestesc despre aplicația pe care o vom vedea astăzi. Aplicația se numește Adservio. Este cea mai utilizată în momentul de față aplicație de la nivel național și o aplicație care are dacă la începutul perioadei acestea aveam undeva la peste 300.000 de utilizatori, elevi, părinți și profesori, ne așteptăm ca în aproximativ 2 săptămâni maxim să depășim numărul de 600.000 de utilizatori, pentru că cererile pe care le-am primit din partea școlilor până astăzi au depășit absolut orice fel de așteptare. Sunt convins că după ce veți vedea ce face practic Adservio, va fi foarte clar de ce este cea mai utilizată aplicație în momentul de față în școlile românești. Voi intra pe pagina adservio.ro și vă spun că aplicația Adservio este o aplicație care poate fi accesată de pe orice device, de pe orice instrument. Vorbim de telefoane smartphone, vorbim de laptopuri, desktopuri sau tablete, iar în ceea ce privește modalitatea prin care poți accesa aplicația, există la fel două opțiuni. Fie intri automat pe internet pe www.adservio.ro și aici te autentifici cu numele tău de utilizator și cu parola. În baza acestor informații ai acces doar la informațiile pentru care ai dreptul de vizualizare. Sau a doua variantă este să-ți descarci pe telefonul mobil sau pe tableta ta, să-ți descarci aplicația Adservio, care este disponibilă atât pe Google Play cât și pe sistemul de operare iOS, da? Deci în App Store. Prima dată o să intrăm în contul de director de școală. Vom vedea un cont demonstrativ și toate informațiile pe care dumneavoastră o să le vedeți în aceste conturi sunt informații demonstrative, da? Deci nu sunt date reale. Intru pe demo-director, voi introduce parola acestui cont și în acel moment voi accesa exact acele informații la care are dreptul, bineînțeles, directorul să le vizualizeze. Vom intra și în contul de secretar, de asemenea și în contul de profesor, respectiv de elev. În primul rând, trebuie să știți că fiecare dintre manageri are acces, de exemplu, vede oglinda cu absolut toți elevii școlii, vezi lista cu toți aceștia și dacă te duci, de exemplu, pe unul dintre elevi de la secretariat, ai posibilitatea să scoți foaia matriculă direct din Adservio. Pur și simplu dai click pe foaia matriculă și îți este emisă foaia matriculă cu toate notele, cu toate mediile extrase. De asemenea, ca secretar de școală poți să scoți odată foile matricole pentru toți elevii din clasele de final, da? De clasele a 12-a, clasele a 8-a, respectiv clasele a 4-a. Merg mai departe și vă arăt ce vede un manager de școală când este vorba de statistici. Ca manager de școală vezi o statistică privind elevii, de exemplu statistica pe vârste, câți elevi au, de exemplu, 13 ani, din care câte fete, sunt statistici solicitate de celelalte organizații cu care interacționează o școală. De asemenea, o altă statistică, elevii înscriși după studiul limbilor străine, cât studiază limba engleză, cât studiază limba franceză, cât studiază limba germană. Elevii înscriși după numărul limbilor străine, câți studiază o limbă, două sau trei. De asemenea, o altă statistică pusă la dispoziție este cea legată de statistici privind situația familială, câți dintre elevi sunt orfani de mamă, orfani de tată, orfani de ambii părinți, elevi cu părinții divorțați.
Iar în partea de jos mai găsim o statistică a elevilor în funcție de cum locuiesc aceștia. Dacă locuiesc cu părinții, cu mama, cu tata, cu rudă, locuiesc singuri sau cu un tutore legal. Mai sus, în partea de sus, avem un meniu, se numește topuri elevi. Aici avem acces la lista cu elevii ordonați în funcție de media fiecăruia, se face un top. Topul acesta este util atunci când vrei să generezi bursele în școală. Dacă există profesori responsabili sau secretari responsabili cu acest lucru, e bine, pe Adserviu totul se întâmplă în mod automat. Dacă vrei să scoți, de exemplu, să știi care sunt bursierii la nivelul clasei a 12-a, pur și simplu dai click pe anul de studii clasa 12-a și când generezi raportul, îți apare din start lista cu acești elevi. În partea superioară aici găsim un grafic cu distribuția mediilor. Îți arată câte medii între 9 și 10 ai, câte între 8 și 8,99, câte între 7 și 7,99, astfel încât atunci când vrei să faci un consiliu profesoral și vrei să discuți acest subiect, nu trebuie să faci altceva decât să conectezi proiectorul la calculator și ai posibilitatea să prezinți aceste informații. Acum suntem în zona aceasta de management și de secretariat, vom ajunge foarte rapid către contul de profesor și acolo, bineînțeles, că o să vedeți mai multe lucruri pe care le poate face un profesor. Da? Deci, în foarte scurt timp, ajungem și cu prezentarea către această zonă. Mai am aici o statistică pe care o generează pentru școală Adserviu, este vorba de statistică privind proveniența elevilor din mediul rural, respectiv mediul urban. Îți spune câți elevi sunt în mediul urban, respectiv câți elevi sunt în mediul rural și îți generează și lista cu elevii care provin din mediul rural. Da? Îți spune exact care elevi sunt din zona rurală. Bun, mergem mai departe pe partea de statistici. Avem, de exemplu, statistici absențe. Ca manager de școală poți vedea foarte ușor, indiferent că ești la școală, ești acasă, ești în delegație, ori chiar ești plecat din țară, ai acces cu situația exactă din unitatea școlară de care ești responsabil. Vezi aici ca grafic, de exemplu, dacă școala începe la 8 dimineața și se termină, să spunem, la ora 14, ai posibilitatea să vezi când s-a înregistrat un vârf de absenteism în școala ta și dacă mă duc pe grafic aici, pot vedea câte absențe sunt în total, din care câte absențe motivate, respectiv nemotivate, există. Dacă în intervalul 13-13-59 văd că sunt cele mai multe absențe, mă duc în partea de jos, dau click și văd lista cu clasele și mi-apare, dacă mă duc efectiv pe clasa respectivă, văd exact care dintre elevii clasei respective au lipsit în intervalul respectiv de la școală. Fără ca eu, manager, să trebuiască neapărat să discut cu dirigintele clasei, astfel încât să verific ce s-a întâmplat la ora respectivă. De asemenea, în partea dreaptă, partea superioară dreaptă aici, am tabul clase, meniul clase, unde dacă am dat click, voi avea acces la o situație statistică care cuprinde grafice comparative cu absențele pe fiecare clasă în parte, câte absențe avem la 9A, 9B, 9C, 9D, da? Îți oferă aceste informații. De asemenea, pe primul tab aici avem intervalul de timp, o statistică pe interval de timp și îți spune la fiecare clasă din școală, pe fiecare lună în parte, câte absențe există. Da? Îți spune exact câte absențe sunt făcute pe fiecare lună. De asemenea, de aici am posibilitatea să vizualizez absențele pe materii, pe clase. Adică la fiecare clasă în parte pot observa câte absențe au acumulat elevii la fiecare disciplină în parte. O statistică pentru care, dacă ar fi să o realizeze cineva pe sistemul clasic, trebuie să muncească foarte mulți oameni, iar statistica aceasta legată de absențe este o statistică care intră de regulă în responsabilitatea comisiei de numărat absențe, da? Comisia care furnizează datele statistice către managementul școlii. Bun, ajungem și la o statistică legată de clase.
Îți face automat sistemul AdServio, îți face o statistică pe fiecare clasă în parte, 9A, 9B, 9C, 9D și așa mai departe. Îți spune care este media clasei pe semestru 1, pe semestru 2, media anuală. Ok, mergem mai departe acum și vom ajunge la zona de mesagerie. Ca manager de școală, ai posibilitatea, fără a avea adresele de e-mail ale utilizatorilor tăi, ai posibilitatea să folosești o mesagerie, poți să transmiți un mesaj către absolut toți elevii școlii tale, poți de asemenea să trimiți același mesaj către absolut toți părinții, da? Și îl scrii la fel cum scrii un e-mail, poți pune aici mesajul tău, poți atașa diferite fișiere și trimiți către aceștia. În momentul în care ai apăsat trimite, mesajul a ajuns către ei, iar părinții care au instalat, părinții și elevii, bineînțeles, care au instalat aplicația, primesc o notificare pe telefonul mobil, la fel cum primești atunci când ai un mesaj, o notificare de la Facebook sau de la WhatsApp. Bun, ieșim acum din contul de manager și mergem către contul demonstrativ de profesor. Și vom pune puțin accent și pe ce vă spuneam, cum poți folosi AdServio în perioada asta. Așa cum observați, webinarul este unul destul de generalist, pentru că cei care s-au înscris, nu toți au AdServio în școala proprie, iar cei care au, bineînțeles, și participă la webinar, participă în special pentru că sunt interesați cum anume vor putea folosi aplicația în perioada aceasta. Toate întrebările pe care dumneavoastră le adresați pe chat vor primi răspuns în sesiunea de la finalul discuției noastre. Ok, ca profesor trebuie să știți că vezi doar clasele tale și doar propria disciplină, nu vezi ce note are elevul la alte discipline. Voi da click pe una dintre clase. În acest moment mi s-a deschis lista cu elevii clasei a 10A, de exemplu. Fiecare elev observ că are un rând de la stânga la dreapta. Un profesor într-o școală digitalizată trebuie să știe următorul lucru. Trebuie să știe că sunt două butoane foarte importante. Primul buton este cel care se numește pune absență. Dai click pe el, ai introdus absența și ai apăsat enter. Da? Deci doar am dat click pe butonul pune absență și am apăsat enter. Nu trebuie să trec data pentru că sistemul știe automat care este data de astăzi. În schimb, dacă ați uitat să puneți ieri o absență și vreți să o introduceți astăzi, doar în acel moment dați click aici pe calendar, deschideți, puneți data de 2 a 4, de exemplu, și apăsați pune absență. Mai poate fi o situație în care, bineînțeles, vreți să motivați o absență. Pentru a motiva o absență, vă duceți pe același buton pune absență, aveți aici în listă absențele și dați click pe absența pe care vreți să o motivați și apăsați motivează. Asta este procedura pentru a pune respectiv o absență sau pentru a o motiva. Foarte important să știți legat de absențe, acestea respectă termenul legal de 7 zile în care trebuie să fie motivate. Adică tu ca elev trebuie să aduci adeverința medicală în maxim 7 zile de la momentul de la care ai lipsit. În cazul în care absența este mai veche de 7 zile, dirigintele nu poate să motiveze. Practic este o transpunere a prevederii legale în sistemul digital. Ajungem și la partea de note. Am văzut cum punem o absență, haideți să vedem și cum punem o notă. Am dat click pe notează, da? Am dat click pe acest buton notează și introduc nota și apăs enter. Și nota a intrat automat cu data de astăzi. Dacă vreau să pun o notă cu o altă dată, să spunem că nota este dintr-un test, am posibilitatea să aleg de aici din calendar că nota are data de 18 martie, de exemplu, iar aici, în partea de jos, nu este obligatoriu să folosesc aceste butoane, dar s-ar putea să le considerați utile. Dacă introduc nota și bifez, de exemplu, că nota este din oral, din test sau din proiect, va rămâne această precizare și elevul respectiv, părintele, observă că nota care a intrat în carnetul online de elev provine dintr-un proiect pe care elevul a făcut. Am dat click pe notează. Este aceeași procedură ca la sistemul clasic atunci când se greșește, să spunem că introduci din greșeală o notă. Dacă dai click pe notează, să spunem că ai greșit nota, dai click pe ea,
ai voie să o ștergi în primele 24 de ore singur, fără să trebuiască să ceri acordul cuiva, pentru că în sistemele digitale pot exista erori în care din greșeală introduci o informație unde nu trebuie, dar după 24 sau 48 de ore, în funcție de cum stabilește fiecare școală în parte, mai poți șterge acea notă doar trimițând o motivare către director. Și cum se întâmplă? Dacă, de exemplu, vreau să șterg o notă care este mai veche, îmi apare, când dau click să o șterg, îmi apare un mesaj că nota este mai veche de 24 sau de 48 de ore și dacă vreau să o șterg, trebuie să motivez de ce anume vreau să o șterg. Iar acea motivație merge către director online și directorul, bineînțeles, citind motivația noastră, poate răspunde afirmativ ori negativ. Dacă profesorii dintr-o școală folosesc cele două butoane, automat absolut toate statisticile sunt realizate. De ce? Pentru că o absență pe care o introduce aici, ajunge în absolut toate rapoartele și în absolut toate documentele școlare pe care le cunoaștem. O notă pe care o introduce aici, la fel se duce în absolut toate rapoartele statistice și documentele școlare unde trebuie să fie și pe parcurs o să înțelegeți în ce documente exact se duce. Mai avem aici în Adservio o zonă opțională, deci tot ce vă arăt de acum reprezintă zone opționale pe care vă recomandăm să le folosiți, dar nu sunt obligatorii astfel încât școala să funcționeze foarte bine. De exemplu, aveți sistemul de plusuri și minusuri. E un sistem foarte cunoscut pentru că și foarte utilizat. Se utiliza și când eram eu în școală. Erau foarte mulți profesori care atunci când interacționam la ora de curs îmi spuneau că nu e suficient cât să-mi pună o notă, dar își vor nota în agenda personală un plus ori două, iar atunci când voi da un test și voi avea o anumită notă, voi primi jumătate de punct sau un punct în plus la acel test. Ei bine, spre deosebire de sistemul clasic, unde eu ca elev nu vedeam ce scrie în agenda profesorului și nu știam câte plusuri am, respectiv câte minusuri, pe sistemul Adservio, atunci când interacționezi cu un elev la clasă, ai posibilitatea să-i acorzi plusuri sau minusuri. Dacă nu cunoaște răspunsul la anumite întrebări pe care le adresați, puteți să-i acordați și minusuri. În momentul în care ajunge la 10, automat te informează că elevul a acumulat 10 plusuri. Doriți să-i acordați o notă pentru activitatea de la ore? Dacă răspunsul este afirmativ și decid să îi acord o notă, automat se șterg aceste note. La fel, la minusuri, dacă elevul acumulează 10 minusuri, eu pot alege să îi pun o notă la 10 minusuri. În funcție de materia pe care dumneavoastră o predați și câte ore aveți pe săptămână, din zona de preferințe de aici, puteți să setați, de exemplu, că vreți să puneți o notă, să spunem, la 3 minusuri și la 3 plusuri, da? Nu neapărat la 10. Bun, după ce v-am arătat și zona aceasta, vreau să vedeți și câteva butoane la fel opționale. Ascultă elevi. Nu știu dacă vă imaginați la ce ajută butonul Ascultă elevi. Este un buton care a fost gândit cumva cu legătură cu o situație care exista în școală. Și anume, îmi aduc aminte și de când eram eu în liceu, numele meu fiind Andriescu, fiind la începutul catalogului, încă de la începutul semestrului, de la începutul fiecărui semestru, ajungeam să am foarte multe note foarte rapid. Pentru că una dintre tehnicile de nominalizare a elevilor care erau ascultați de profesori era acea metodă de deschidere a catalogului. Și unde se deschidea catalogul, pe pagina respectivă era nominalizat cineva. Eu fiind pe prima pagină, cum vă spuneam, bineînțeles că se deschidea catalogul foarte des la prima pagină și acumulam 3-4 note ceva mai rapid decât ceilalți. Pentru situația asta a apărut butonul Ascultă elevi, un buton care îți spune în mod automat odată ce l-ai acționat cine are cele mai puține note și cel mai mare număr de absențe din clasă. Da, îți face o sinteză, iar ceea ce vedeți dumneavoastră în fereastra aceasta este exact acea funcționalitate care poate să facă inutilă existența comisiei care monitorizează frecvența notării. Da? Nu mai e nevoie într-o școală digitalizată să existe comisia pentru frecvența notării, pentru că fiecare profesor în parte poate să vadă exact situația, poate să vadă câte note au elevii la disciplina pe care o predau. Și de asemenea puteți să puneți note aici și puteți să vizualizați și care a fost ultima dată la care fiecare dintre acești elevi a fost ascultat. Am lăsat la final informația aceasta care este afișată în pagină.
pe sistemul AdServio, mediile se fac automat, se încheie automat, profesorul nu mai trebuie să încheie mediile la final de semestru, respectiv la final de an școlar. De ce? Este aplicat exact ordinul de ministru care spune cum se calculează mediile pentru fiecare situație în parte. Efectiv, perioada respectivă pe care eu mă amintesc și pe care dumneavoastră o întâlniți, bănuiesc tot timpul, fiind profesori activi în școală, perioada în care profesorii încheie mediile, de regulă ultima săptămână sau ultimele două săptămâni din fiecare semestru, poate fi valorificată cu totul altfel. În momentul în care eram în liceu, mi-aduc aminte câteva situații legate de perioada asta. În primul rând, perioada în care se încheiau mediile era perioada cea mai plăcută pentru noi. De ce? Intra profesorul în clasă, ne spunea următorul lucru. Am de încheiat medii, aveți două opțiuni. Ori faceți liniște, ori vă dau o testare. Vă dați seama că ne era foarte ușor să alegem, alegeam testarea. Glumesc, alegeam, bineînțeles, să facem cât de cât liniște, dar nu prea ne ieșea de fiecare dată. Dacă e să adunăm o săptămână, ori o două săptămâni din primul semestru, în care toată lumea e preocupată cu încheierea mediului, să mai adunăm încă o săptămână sau două săptămâni în semestru al doilea, ne dăm seama că între 2 și 4 săptămâni din fiecare an școlar, dintr-un total de 34, se duc către activitatea aceasta. Atunci când eram în liceu, mi-era foarte ușor să văd, de exemplu, cum comunicau profesorii între ei în perioada respectivă. Erau mesaje de tipul, iau și eu catalogul ora asta, pentru că am de încheiat medii și ți-l aduc la pauză. Sau, dacă nu termina de încheiat mediile în timpul orei, vorbea cu profesorul respectiv și spunea mai am nevoie puțin de catalog, pentru că n-am terminat de încheiat mediile, ți-l aduc eu când îl termin. Chiar dacă nu dădeam atât de mare importanță atunci, ulterior a fost foarte clar să vedem că sunt niște lucruri care nu se întâmplă neapărat într-o manieră firească. Adică erau niște activități care păreau puțin ciudate la clasă, pentru că părea că noi incomodăm, adică trebuia să ne găsim o activitate astfel încât profesorul să-și termine activitatea sa proprie. Acum, ajungem, după ce v-am arătat partea de medii, ajungem și la un buton care se numește absent clasă. Se întâmpla când eram eu prin liceu, probabil că astăzi nu se mai întâmplă, să te duci la o oră ca profesor și să nu găsești niciun elev. E bine, pentru situația asta a apărut butonul absent clasă. Dacă ai dat click pe absent clasă, ți arată automat lista cu toți elevii din clasă, sunt deja bifați. Dacă unul, de exemplu, nu a plecat de la oră și a spart gașca și a rămas, îl puteți debifa. Când puneți absențe, intră absolut toate cele 24 din 25 de elevi din clasă, intră toate absențele odată, da? Deci ați reușit să puneți toate absențele printr-un singur click. De ce e făcut acest buton? La fel, din perioada în care eram în liceu, vă spun că pentru noi ca elevi era relativ amuzant să te gândești cum intră, după ce am plecat toți de la ore, să spunem, să vezi cum intră profesorul în clasă și după ce pune mâna pe clanță și deschide ușa, să constate că nu este nimeni în clasă. Și ne și gândeam cam cât de mare este șocul și ne gândeam că primul lucru pe care îl are în minte profesorul în momentul respectiv este să se întrebe, oare am greșit orarul? Nu aveam oră acum? Lucrurile astea le gândeam. Ei bine, ca să nu mai fie în situația asta și ca să nu mai fie nevoie ca profesorul să treacă manual toate cele 25 de absențe într-un catalog, a apărut acest buton absent clasă care permite să notezi foarte ușor. Ajungem acum în zona specifică perioadei acestea, zona care răspunde la întrebarea cum anume interacționez eu prin intermediul platformei AdServio cu elevii mei. Vă spuneam chiar la începutul intervenției că eu dacă aș fi profesor astăzi, în perioada asta, m-aș simți realmente bombardat de informații, bombardat de recomandări, să folosiți platforma A, să folosiți platforma B, să folosiți platforma C, aia e mai bună pentru că cu aia rezolvi alte probleme. E bine, platforma aceasta este o platformă 100% românească. Asta este un lucru, aș spune, care contează sau trebuie să conteze, este o platformă care a fost gândită 100% pe fluxurile existente în școala românească. Nu e nimic luat din afară și adaptat la sistemul românesc și ce o să observați pe parcursul prezentării, în loc să fiți nevoiți să folosiți mai multe aplicații pentru a vă face activitatea ca profesor, veți avea posibilitatea să folosiți o singură aplicație, având la dispoziție în interiorul acesteia toate resursele necesare. Voi începe cu partea de teme,
voi da click pe butonul teme și voi avea acces la creează tema, voi putea crea o temă, o temă pe care să o transmit clasei, de exemplu aici unde sunt eu la clasa 12B, aleg un titlu pentru temă, aleg o dată limită până la care elevii trebuie să completeze tema respectivă. De asemenea, aleg ora până la care aceștia trebuie să transmită tema. Pot introduce aici o descriere, iar dacă trag de colțul din dreapta jos a acestei ferestre, observați că se mărește și puteți să completați mai mult text dacă vreți să descrieți mai bine tema. De asemenea, dacă aveți tema în format Word, Excel sau PowerPoint, puteți să atașați aceste fișiere dând click pe acest buton. După ce ați scris descrierea temei, dați click pe Înainte și aveți opțiunea Selectează toți, adică tema pleacă către absolut toți elevii clasei, sau dacă decideți să trimiteți o temă pentru un proiect, puteți să îi faceți pe elevi să lucreze în echipe, adică în echipe de 5 sau în echipe de 10, la același proiect. Dar cum noi acum trimitem o temă, voi selecta absolut toți elevii. Tema ta este aproape gata, trimite tema și a plecat către clasa 12B, către toți elevii din 12B. Am aici lista cu toate temele pe care le-am transmis și cu data limită de rezolvare a fiecărei teme. Ce vreau să vă atragă atenția în cel mai pozitiv mod cu putință, aici în zona aceasta, deci mai fac o dată intrarea în zona de clase, am lista cu clasele, mă duc pe o clasă și în zona superioară a ecranului, unde am și temele, posibilitatea să trimit teme, voi găsi un buton clasa interactivă. Este în momentul de față aproape de finalizare acest nou upgrade foarte important pentru Adservio, care vă va permite să vă conectați video cu toți elevii dumneavoastră din clasa în care sunteți la momentul respectiv. Și vreau să subliniez un lucru. Știți foarte bine că atunci când folosiți o platformă video de live streaming, cum este cea pe care o folosim și noi, este nevoie să intri pe o platformă, să-ți creezi un cont, să descarci o aplicație. Ei bine, ce va fi diferit la Adservio este că streamingul video va fi direct în interiorul aplicației. Asta înseamnă că eu ca profesor, când intru la oră, da, virtual și intru la clasa 10D, de exemplu, o să mă duc aici pe clasa virtuală, voi da click și voi putea să deschid transmisiunea video cu lecția mea direct din platforma Adservio. Deci nu va trebui să mai descărcați alte aplicații, să mai faceți alte lucruri. Ăsta este motivul pentru care colegii mei lucrează la o integrare ceva mai complexă decât cea pe care am fi putut să o facem foarte ușor. Ceea ce vă pregătim este o surpriză, aș spune, foarte mare. Au văzut deja câțiva colegi profesori în teste acest modul clasă interactivă și vă spun că reacția a fost realmente pe măsura surprizei pe care o pregătim. Bun, mergem mai departe. După ce v-am arătat ce funcționalități are la îndemână profesorul în zona de notare, în zona de a ține lecții interactive, vreau să vă arăt și partea de chestionare sau de teste online. Ca profesor, ai posibilitatea să-ți creezi baterii de teste online în interiorul aplicației Adservio, dai click pe chestionar online, de exemplu, te duci la sondaje și teste și apeși butonul sondaj nou, alegi cui vrei să transmiți acest test, să spunem că testul se adresează celor din clasele a 12-a, B și D, am dat click pe continuă, cine va putea să vadă rezultatele, bifez eu, respectiv elevii, sau puteți să bifați și părinții, dar să zicem că las bifat doar că văd eu rezultatele, dau pe continuă, când pot destinatarii, până la ce dată pot destinatarii să completeze acest formular, acest test. Și aleg, de exemplu, că o dată fixă, da, mă aștept ca ei să completeze până la o anumită dată. În momentul în care am dat continuare, aici la opțiune de publicare a rezultatelor bifez instant, acum mi se deschide posibilitatea să creez testul. O să trec test recapitulativ. Aici la adaugă text introductiv ne referim la acele indicații pe care le oferă de regulă profesorul în clasă înainte de a începe o testare, adică spune profesorul clasei ce așteptări are, adică că testul va avea 5 întrebări sau 10 întrebări, că la prima întrebare trebuie să aibă grijă cum anume formulează răspunsul pentru că pe dumneavoastră vă interesează anumite elemente din subiectul respectiv. Da, deci zona asta de text introductiv este zona cu explicațiile pentru elevi, astfel încât ei să înțeleagă cam pe ce puneți dumneavoastră accent la acest test. Cum construim testul? Scriem aici prima întrebare. De exemplu, putem întreba în ce
județ este localitatea X. De aici alegem posibilitatea de răspunsuri multiple sau o singură variantă. Eu aleg o singură variantă și pun județul A, județul B, județul C. Întrebarea este obligatorie. Adaug cât de multe întrebări doresc eu să aibă acest test. De asemenea, pot adăuga secțiuni diferite. Da? Puteți să faceți secțiuni diferite pe care le puteți intitula în funcție de anumite capitole din care fac parte, capitole din manual din care fac parte acele întrebări. În nota de subsol puteți să includeți bibliografie. Care sunt recomandările dumneavoastră dacă elevul vrea să mai studieze înainte să parcurgă tot testul? Care este nota de subsol? Unde se poate el uita astfel încât să primească informațiile care să-l ajute mai mult la completarea cu succes a testului? Am dat click pe continuă și odată ce am dat click și apăs pe trimite spre completare, automat toți elevii din clasele pe care eu le-am bifat au primit acest test recapitulativ și pe măsură ce ei fac testul, în zona de rezultate, eu am posibilitatea, de exemplu, să văd cum au răspuns. Voi intra pe testul ăsta recapitulativ să văd la clasa 9, nu știu dacă am completat. Din ce județ face parte localitatea X? Și am ca variantă județul A, județul C și vedeți că îți generează și un grafic cu privire la răspunsurile tuturor elevilor. Da? Puteți să vedeți și răspunsurile individuale ale elevilor, puteți să vedeți cum a răspuns fiecare elev în parte. De asemenea, puteți să vedeți statusul de completare a testului. Adică, vedem aici că 2,7% au făcut testul, restul de 97,3% încă nu au făcut testul. Iar aici vedeți pe clase, fiecare clasă în parte, puteți să vedeți care elevi au făcut testul și care nu. De asemenea, puteți să vedeți care elevi nici nu au deschis testul până în acest moment sau care dintre ei au testul în progres. Bun, am văzut și zona aceasta de teste online. Am ajuns în zona de fișiere. Adserviu are o zonă specială unde profesorul poate să își țină fișierele care au legătură cu școala, resursele lui didactice pe care să le folosească oricând are nevoie și pe care le poate accesa oriunde se află. Adică dacă ești la școală, poți să accesezi contul Adserviu și ai acces la fișierele tale legate de școală. Dacă ești acasă, la fel. Deci nu ești cumva legat de un anume device, de un anume echipament, calculator sau laptop pe care tu trebuie să ții acele fișiere. Ce fel de fișiere puteți să țineți aici? Puteți să țineți fișiere Word, Excel, PowerPoint, fișiere video, fișiere audio, fișiere foto și în ceea ce privește, de exemplu, cum vă puteți structura informațiile din această zonă de fișiere ca profesor, puteți să vă faceți, de exemplu, un dosar cu planuri de lecții, unde țineți toate planurile de lecții ale dumneavoastră. De asemenea, puteți să aveți un dosar cu lecțiile pentru clasa 10, pentru clasa 9 și așa mai departe. Și aici, în interior, vă puneți acele resurse care vă sunt folositoare. Dacă faceți, de exemplu, o prezentare PowerPoint cu o lecție pentru elevi, puteți să o accesați direct de aici și puteți să deschideți PowerPoint-ul și să faceți share screen la ecran și toți elevii dumneavoastră să vadă ca și cum s-ar uita pe tablă la lecția dumneavoastră, la PowerPoint. Cum distribuiți un fișier? Este un lucru foarte important. De exemplu, acesta este un fișier video. Dacă eu vreau să-l distribui, mă duc pe această iconiță aici, dau click pe ea. În căutare avansată, dau click pe căutare avansată și sistemul mă întreabă către cine vreau să distribui fișierul. Către elevi sau către părinți. Dacă e cazul să trimit, bineînțeles, către elevi, mă duc aici, să spunem că la clasa a 11-a, dar nu la toate clasele a 11-a cu care lucrez, ci doar la clasa 11-D. Bifez de aici această clasă 11-D, adaugă și le pot spune elevilor, de exemplu, că fișierul pe care vi-l trimit are legătură cu lecția pe care o să o susțin în data de. Vă rog să vă uitați peste el și ne auzim la data și la ora la care este întâlnirea noastră, are loc întâlnirea noastră. Cam așa se transmit fișierele, da? Și ca să deschizi un fișier Word sau un fișier video, dai click pe acel fișier și este suficient ca să-l vizualizezi. Bun, după zona de fișiere, avem partea de orar. În Adserviu, ca profesor, vezi orarul tău. Orice schimbare pe care o face școala în orar este automat disponibilă aici. De asemenea, raportul de activitate, odată ce se implementează Adserviu într-o școală românească, raportul de activitate în format clasic poate să dispară pentru că poți să-l faci în format digital. Cum funcționează? Ai aici toate categoriile de activități pe care le poți desfășura ca profesor și pe care le poți trece în raportul de activitate. De exemplu, dacă ai o activitate de voluntariat, dai click pe voluntariat
introduci voluntariatul, denumirea, data, obiectivele, partenerii și așa mai departe. Introduci acest voluntariat după ce te adaugi și tu din listă de aici. Să spunem că mai ai și o altă activitate, ești implicat în activități CEX sau tutore practică pedagogică, adaugi și aceste activități, iar la sfârșit de semestru sau la sfârșit de an sau oricând ai nevoie, sistemul Acervio generează raportul de activitate în format electronic. Cu absolut tot ce ai făcut în anul respectiv, poți încărca, respectiv descărca, toate diplomele pentru activitățile la care ai participat. De exemplu, diplomă de excelență, certificat de competențe digitale, adeverință, tot ce încărcați dumneavoastră aici devine disponibil. Are posibilitatea și managerul școlii să vadă raportul de activitate, de asemenea și dumneavoastră. Ba mai mult, puteți să vă uitați la oricare dintre anii din urmă și să vedeți ce activități ați desfășurat în anii precedenți. Asta se întâmplă într-un sistem digital, într-o școală digitalizată. Bun, după ce v-am arătat acest raport de activitate, mergem pe zona de mesagerie. Atât directorul școlii poate să transmită mesaje către profesori, către părinți și către elevi, dar și profesorul de la clasă poate să comunice cu oricare dintre utilizatori, poate să transmită un mesaj către toate clasele unde el predă sau către anumite clase, către toți elevii unei clase sau către o parte dintre aceștia. Totul funcționează ca atunci când vrei să transmiți un e-mail, atâta tot cât nu te interesează adresa de e-mail a respectivului elev sau a respectivului părinte. Dacă știi, de exemplu, numele unui elev căruia vrei să-i trimiți un mesaj, este suficient să scrii aici la destinatar, să scrii, de exemplu, numele acelui elev, da, sau numele unui profesor și îți apare aici în listă și nu faci altceva decât să-l selectezi pe utilizator și trimiți mesajul către acesta. Poți atașa, cum vă spuneam, și fișiere. În zona de extrașcolare există toate evenimentele care au loc, toate activitățile care au loc în interiorul școlii. Vezi, de exemplu, că se organizează o tabără la Durău, cum vedem aici. Dăm click pe detalii și putem vedea cine este coordonatorul acestui eveniment, acestei excursii, câți elevi s-au înscris, câți părinți sunt interesați de această tabără și avem aici întrebarea, respectiv răspunsul, da? Putem să dăm răspunsul la întrebările pe care le primim pe acest wall, pe acest perete de comunicare. E un fel de chat, seamănă foarte mult cu ce există la platformele de socializare, atât că totul se întâmplă în interiorul platformei educaționale pe care o folosește școala, da? Deci este un mediu sigur. Avem și zona de fotografii. În zona de fotografii, profesorul poate să încarce exact acele fotografii care au legătură cu activitățile școlare și să le distribuie doar către elevii și părinții care sunt într-o anumită clasă. Adică dacă eu am o activitate cu elevii de la clasa 6-a C, voi putea să încarc aici fotografiile cu ei și le distribui doar către clasa 6-a C și către părinții acelei clase. Ajungem și la zona de bibliotecă. Elevii din școlile românești care folosesc Acervio au acces la toate manualele care sunt puse la dispoziție de Ministerul Educației. Le poți descărca de aici și, bineînțeles, le poți accesa și utiliza. De asemenea, ai acces la cărțile pe care ai putea să le citești în anii de școală, din bibliografie. Pur și simplu dai click pe cartea pe care vrei să o citești. Ți se deschide în format electronic și o poți citi foarte ușor. Fie direct de pe calculator, fie o descarci și o instalezi pe Kindle sau pe orice alt device pe care îl folosești pentru a citi cărțile. Cam asta este cu partea aceasta, cu contul de profesor. Vă mai arăt doar elementul legat de dirigenție. Profesorii care sunt diriginți, învățătorii, respectiv educatorii, au acces și la zona aceasta, prin care ei, de exemplu, pot adăuga adeverințe medicale și învoiri. Spre deosebire de sistemul clasic, poți selecta de aici data de la care elevul a lipsit și data de sfârșit. Da, când a început să lipsească și când s-a încheiat, adaugi motivul acestei adeverințe medicale și atunci când salvezi, toate absențele care sunt cuprinse în intervalul respectiv se motivează în mod automat. Nu mai trebuie să mergi tu să le motivezi pe fiecare în parte. Voi ieși acum din contul de profesor și o să intrăm în contul de elev. Fac precizarea pentru cei care au adresat întrebarea aceasta. Acervio funcționează pentru grădinițe, funcționează în egală măsură pentru școlile primare. Acolo sunt la grădinițe, avem buline, avem diferite iconițe cu mesaje specifice. La școlile primare sistemul de notare este cu calificative. Iar la gimnaziul respectiv, la liceu și la școlile posticiale, sistemul de notare este cu note de la 1 la 10. Intrăm în contul de elev.
Contul de elev este identic cu cel de părinte, atât că fiecare dintre aceștia intră cu nume de utilizator și cu parolă care sunt diferite. Da? Pentru că mesajele pe care le primește părintele de la profesor intră în contul părintelui, iar cele care sunt destinate elevului intră în contul de elev. Ce vede un elev în carnetul lui online? Vede, de exemplu, situația la zi. La fiecare disciplină în parte vede care sunt notele. În momentul în care dau click pe o anumită notă, văd că nota a fost primită în data de la oral. Dacă dau click pe nota aceasta, văd că este o notă la teză. Iar dacă am dat click pe această notă care are o steluță în colțul din dreapta sus, observ că este o notă primită la simulare. Asta înseamnă că această notă nu intră în calcul la medie. Este introdusă pentru a fi adusă la cunoștință părinților, da, și elevilor, dar ea nu intră în calcul la medie. Plusurile și minusurile sunt disponibile direct în carnetul online de elev și au un rol foarte, foarte important. Și aș vrea să fac cumva o paranteză și vreau să vă adresez o primă întrebare, să mă ajutați cu răspunsul. Dacă aveți idee și puteți să-mi spuneți care credeți că este cea mai răspândită întrebare pe care o adresează părintele propriului copil. Ar putea să fie, ai luat note, dar e pe acolo, dar sună altfel și elevii sunt de acord că e cea mai folosită întrebare pe care o aud. Ce ai făcut astăzi la școală? Da, asta este cea mai răspândită întrebare pe care o adresează părinții propriilor copii și spuneți-mi acum dacă știți care este cel mai răspândit răspuns pe care elevii îl dau părinților la această întrebare. Ce ai făcut azi la școală? Răspunsul este bine, perfect. Și mai este încă un răspuns, al doilea cel mai răspândit, nimic, așa este. Pare și amuzant dacă ieși să discuți cu elevii și întrebi ce ai făcut azi la școală, bine sau nimic. Cam așa rezumă ei activitatea pe scurt de la școală. De asemenea, la elevii mai mari se mai diversifică puțin răspunsurile, pe lângă bine și nimic, cum bine spunea și doamna sau domnișoara Andreea Anca Diana. Mai spun și ore, am făcut ore. E o formă prin care ei ne explică cum au interacționat la școală. Ei bine, plusurile și minusurile acestea ajută foarte mult părinții să-și dea seama ce fac copiilor atunci când nu iau note. Pentru că simplu fapt că tu nu iei o notă la școală nu înseamnă că nu ai făcut nimic, nu ai interacționat deloc în clasă. Și aceste plusuri și minusuri servesc și oferă posibilitatea părintelui să se lege de ceva astfel încât să facă o comunicare cu propriul copil. Am văzut că ai primit un plus, de exemplu. Nu ai luat notă, dar ai primit un plus. Ai răspuns la oră sau ce a fost. Sau ai primit un minus. Ce s-a întâmplat? Ai nevoie de sprijin? N-ai înțeles ceva? Poți să-ți fiu de folos? Deci e foarte importantă comunicarea aceasta. Observăm că și atunci când locuim în aceeași casă cu propriul copil, trebuie să ne transformăm într-un soi de instalatori care folosesc un instrument și scot cu cleștele cuvintele de la propriul copil. Da? Îi invităm să ne povestească cum a fost și ori nu au chef, ori nu vor să vorbească, da? Și atunci nu ai de ce să te legi, da? Pentru că nu ai anumite subiecte, nu știi ce s-a întâmplat la școală, ca să poți să generezi o comunicare cu el. Vă dați seama că dacă pentru noi cei care suntem în țară este dificil acest lucru, cam cât de dificil poate fi pentru părinții care fac parte din comunitatea românească plecată în afara țării. Sunt părinți care se află la sute sau chiar mii de kilometri de țară și păstrează comunicarea doar prin telefon sau prin transmisii video și vorbesc cu proprii copii. Oamenii respectivi care sunt atât de departe, pentru ei este și mai dificil să creeze o comunicare constructivă cu propriul copil. Ei nu au de ce să se lege și nu poți, dacă e să ne punem în locul lor, e adevărat că dirigintele întotdeauna spune, vă rog să mă sunați de câte ori aveți nevoie, vă stau la dispoziție, nu e nicio problemă. Dar în mod real, în funcție de câte cazuri sunt într-o clasă, profesorul diriginte trebuie să ne gândim că nu poate chiar să stea la dispoziția 25 de părinți sau 50 de părinți cât pot exista, să spunem, într-o clasă. Chiar dacă ești disponibil să vorbești cu o persoană, cu două, trei, într-o zi la telefon, nu îți poți închipui situația în care fiecare părinte te sună zilnic și te întreabă cum a fost bine, n-a fost bine, ce s-a mai întâmplat. Sistemul Acervio asta face, duce mai departe informația în timp real, pentru că o notă și o absență, da, cele două butoane pe care le acționează profesorul, au rolul de a duce informația către absolut toate persoanele care trebuie să cunoască acea informație. Așa cum ați văzut aici, eu ca părinte sau eu ca elev, fiecare dintre noi nu avem acces decât la informația noastră care ne interesează, care ne privește.
Da? Eu nu pot să văd informații cu privire la un alt copil. Ce mai vedem aici sunt mediile. Dacă astăzi s-ar încheia semestru, mediile mele ar fi acestea. Ele sunt deja afișate, sunt medii cum ar veni temporare, da? Dacă astăzi s-ar încheia semestrul, ăsta ar fi. Dar mă face pe mine ca elev, atunci când văd media aici, să vreau să-mi conserv media respectivă, adică să continui să iau note foarte bune, sau dacă văd că am o medie nu tocmai bună, îmi dă posibilitatea să mă automotivez, să învăț, să schimb ceva, să transform ceva. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ajungem în zona aceasta, ultima coloană, și observați că pe ultima coloană este un semn de întrebare, o bulină cu un semn de întrebare. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este, dacă aveți idee, ce sunt aceste semne de întrebare? Da? De ce există și, mai mult decât prima întrebare, v-aș spune, de ce credeți că dau elevii peste 3 milioane de click-uri în fiecare semestru, la nivel național, pentru a afla ce este în spatele bulinei? Ce-o fi acolo? Ia să vedem cine mă ajută cu un răspuns. Ce reprezintă? Motivarea notei. Ar fi putut fi, dar nu este asta. Ia să vedem un alt răspuns. Da, răspunsul corect, Daniela Mâțu, mulțumesc frumos, este într-adevăr probabilitatea de ascultare. Elevii dau click pe această bulină pentru că îți spune sistemul care este probabilitatea să fie ascultat ora următoare la disciplina respectivă. Și mă duc la fizică, de exemplu, am două note, dau click și îmi spune că probabilitatea ca eu să fiu următorul ascultat ora următoare este foarte mare. Cum funcționează? E un algoritm aici în spate. Dacă eu am două note și toți colegii mei au câte patru note, bineînțeles că probabilitatea ca eu să fiu următorul ascultat e foarte mare. Are legătură probabilitatea asta cu butonul ăla ascultă elevi, pe care l-ați văzut în contul de profesor. Atât că, deși eu sunt în topul listei cel mai probabil la profesorul de fizică cu recomandare de ascultare, profesorul meu de fizică nu este obligat să asculte în ordinea din lista respectivă. El poate să-l asculte pe primul, poate să-l asculte pe al cincilea elev din lista respectivă sau pe al zecelea. Efectul ar fi că acest mesaj apărut în contul de elev îmi permite mie să îl țin pe elev mult mai mult timp conectat la disciplina respectivă, pentru că el va învăța și o oră și încă o oră, pentru că probabilitatea în continuare este foarte mare. În zona de absențe, toate absențele sunt văzute aici. Cele care sunt încercuite sunt motivate, cele care nu sunt încercuite nu sunt motivate și vreau să vă spun că mai este o informație care apare în contul părintelui. Și anume, apare orice scutire medicală pe care copilul o aduce la școală pentru a-și motiva absențele. Și e și o zonă ușor amuzantă aici, pentru că în toți cei 12 ani de când există Adservio, au fost foarte mulți părinți care ne-au spus că în sfârșit am aflat și eu când a mai fost bolnav copilul meu. Pentru că odată ce introduci ca diriginte o adeverință medicală în sistemul Adservio, ea apare și este vizibilă și părintele. S-a întâmplat odată cu implementarea acestui sistem ca numărul adeverințelor medicale care sunt aduse de către elevi să scadă. Pe vremea când eram eu în liceu, era realmente ușor să faci rost de o adeverință medicală. Foarte ușor. Nu știu dacă situația este, probabil că nu mai este atât de ușor acum, dar la vremea respectivă dirigintele avea foarte multe adeverințe medicale pe care le primea, de regulă în ultima sau ultimele două săptămâni de școală și trebuia să motiveze toate absențele. Odată ce s-a implementat sistemul Adservio, odată cu faptul că adeverințele medicale au început să fie văzute și de părinți, s-a redus numărul acestora. Mergem mai departe, zona de teme. Ca elev pot vedea aici toate temele pe care mi le-au transmis profesorii de la clasa copilului meu. Deci pot vedea temele și elevii, pot vedea temele și părinții. De ce pot vedea temele și părinții? Cei dintre noi care am prins și varianta clasică a școlii știm că părinții au început să discute între ei, mai ales părinții de la clasele mai mici, inclusiv clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a și așa mai departe, vor să știe ce teme au copiii, pentru că au senzația uneori că nu-și notează în caiet și din motivul ăsta nu-și fac tema. Și se întreabă între ei, părinții își creează tot felul de grupuri pe WhatsApp și se întreabă între ei, ai idee ce temă au primit astăzi la matematică, au primit, n-au primit, că a mea nu a scris nimica pe caiet. Pentru a evita situația asta și nevoia de a mai crea alte grupuri pe alte platforme, în interiorul platformei Adservio, eu ca părinte văd exact temele care sunt transmise de către profesor, iar de aici, ca elev, dacă dau click pe tema respectivă,
pot vedea descrierea făcută de elev, aici nu am scris decât un singur cuvânt, dar dacă ar fi o descriere, ar fi mai mare, și pot încărca rezolvarea temei aici. Rezolvarea temei poate fi într-un fișier Word, Excel, PowerPoint și încarc rezolvarea și o trimit profesorului. Iar după ce profesorul vede tema și o corectează, poate să-mi pună direct și o notă, dacă consideră necesar să noteze tema ori proiectul. Ajungem la zona de evoluție. În zona de evoluție, e un lucru, aș spune, surprinzător, deci când un elev intră pentru prima dată în Acervio, în primul an de implementare, are realmente un șoc, dar e pe partea pozitivă, pentru că sistemul școlar românesc este axat foarte mult pe o poză de final de semestru, o poză de final de an, unde ne punem coronițe, nu se mai pun coronițe, în fine, e o poză de final în care se trasează cumva care sunt cei mai buni, cei mai puțin performanți elevi și așa mai departe. Pe sistemul Acervio ai acces la media ta generală, la toate materiile, poți să vezi pe ce loc ești în clasă la toate disciplinele, în schimb, fără a putea să vezi cine este deasupra ta sau cine este sub tine. Ai, de asemenea, posibilitatea să vezi un grafic, de la o săptămână la alta poți să vezi dacă ai urcat, dacă ai coborât, da? Dacă se îmbunătățește, și poți să mai vezi locul pe care îl ocupi tu în clasamentul școlii. De asemenea, aici găsim cu câte puncte procentuale ești sub sau peste media clasei. Dacă vreau să văd, de exemplu, media mea generală la limba română, am dat pe limba română și mi-arată informații legate de limba română. Văd că la română sunt mai bun, am nota 9 și locul meu este 3 în clasă. Dacă mă pregătesc, de exemplu, să dau la medicină, s-ar putea să mă intereseze mai mult chimia, biologia, și atunci voi da click aceste discipline ca să văd cum stau cu media și cu poziția în interiorul clasei. După ce am văzut partea de evoluție, merg la orar. La orar, în partea stângă aici, în meniu, odată ce am dat click, văd exact orarul, așa cum v-am povestit legat de perioada de încheiere a mediilor, care este o perioadă foarte bună pentru elevi, pentru că e mai mare relaxare. La fel și în perioada de început a unui an școlar, când se face orarul, sunt foarte multe schimbări și aceste schimbări, și când eram eu în liceu, mi-era foarte ușor să folosesc aceste schimbări în avantajul de moment, de atunci. Acum privesc altfel, dar atunci mi se părea un super avantaj, că puteam să spun că nu mi-am făcut tema, de fapt că mi-am făcut tema, dar am uitat caietul acasă pentru că s-a schimbat orarul și nu știam că astăzi am tocmai limba română sau matematica. Și așa scăpam de o notă mai puțin bună, pentru că am avut în liceu profesori și de limba română și de matematică și de alte discipline foarte exigenți. Perioada era absolut rezonabilă și nu ni se întâmpla nimic spectaculos. Ba mai mult, știam că acel catalog provizoriu, nu știu dacă mai sunt acum cataloage provizorii, era niște cataloage făcute în bloc de desen, în tot felul de caiete liniate, și erau scriși toți elevii și noi știam că tot ce se trece acolo, orice absență, orice notă, mai mult ca sigur nu se mai trece în catalogul oficial, și atunci nici nu ne stresam foarte tare, eram cât se poate de liniștiți, dacă vedeam catalogul provizoriu era perfect. Bun, după ce v-am arătat partea aceasta de orar, mergem pe zona de chestionare sau teste. În momentul în care eu am primit un test, aici văd toate testele pe care le-am de completat și ia să văd dacă intru pe unul dintre teste, îmi cer scuze, pe acesta deja l-am făcut, da? Din ce județ face parte localitatea X, am putut să bifez județul A, județul B, județul C, eu fac testul, salvez și în momentul respectiv profesorul meu primește răspunsul la testare, da? Răspunsul meu. Bun, mesajele pe care le primesc de la profesor sau de la colegii mei, toate apar aici. Zona de fișiere, și dumneavoastră aveți posibilitatea să transmiteți fișiere elevilor, iar atunci când trimiteți un fișier, o resursă didactică, aceasta poate fi salvată de către elevii respectivi între fișierele pe care ei deja le au. Iar dacă ați trimis un material video, voi da click pe materialul video respectiv, iar eu ca elev am posibilitatea să vizualizez ce material video mi-a transmis profesorul meu. De asemenea, fișiere audio dacă este cazul și acestea pot fi transmise. Bun, ajungem la orientare profesională. Știți că școlile românești au printre obiective să realizeze și orientarea elevilor, da? În alte țări, în Italia, de exemplu, fiecare elev are un profesor care se ocupă de orientarea sa profesională, și în România există orientare profesională. Aș vrea să vă arăt ce permite pe zona aceasta, ce permite Acervio. În primul rând, ai posibilitatea ca elev să-ți faci, dacă ești un elev la liceu, ai posibilitatea să-ți faci un test de IQ, test de autocunoaștere. La final,
Deci după ce faci acest test, îl completezi, răspunzi, ai un timp limită. După ce faci acest test, la final îți spune care este profilul tău, care sunt profesiile care sunt recomandate să fie urmate de tine. De exemplu, dacă urmează să devii specialist în relații cu publicul și dai click pe relații cu publicul, poți vedea care sunt universitățile din România care oferă programe de studii care te formează pentru a deveni specialist în relații cu publicul. Dacă este o recomandare și pentru a fi profesor de matematică, vei vedea care sunt universitățile și programele de studii specifice pentru a fi profesor de matematică. E un lucru foarte simplu. De asemenea, ajungem iarăși la extrașcolare, vi l-am explicat deja, ca elev văd exact tot ce se întâmplă în școală, ce activități sunt și mă pot înscrie la oricare dintre acestea. Și am acces la biblioteca de care v-am vorbit, cu manuale și cărți gratuite care sunt puse la dispoziție. Mai ales în perioada asta în care elevii nu se pot deplasa la bibliotecă, ai la dispoziție cărțile în format digital și le poți citi. Și mă profit de faptul că suntem la biblioteca online și o să vă spun cum era când mă întorceam din vacanța de vară. Profesoara noastră de limba română ne dădea o listă serioasă de cărți care trebuiau citite în vacanța de vară și bineînțeles că nu reușeam să citesc chiar toată lista respectivă și nu știu dacă atingeam jumătate, sincer, din toate cărțile care erau în recomandare. Una dintre scuzele pe care noi ca elevi le foloseam când ne întorceam la clasă și ne întreba după vacanță profesorul de limba română, ei bine, din ce v-am dat eu să citiți, ce aș citi? Noi spuneam ce am citit și mai adăugam că dar n-am citit tot pentru că n-am găsit cărțile la bibliotecă, da? Deci scuza asta cu n-am găsit cărțile la bibliotecă era foarte des întâlnită. Probabil că astăzi nu mai auziți astfel de scuze. Ok, o să revenim la partea de întrebări imediat. Vedem și partea de fotografie, așa cum v-am spus. Elevii au acces doar la fotografiile care au legătură cu școala. Ne apropiem de ultimul element pe care vreau să vi-l arăt în aplicație, după care urmează sesiunea de întrebări. O să intrăm în contul de secretariat, pentru că aici vă voi arăta un document pe care sper să-l recunoașteți foarte ușor. Odată intrat în secretariat, mă duc în clase, aici am oglinda cu toate clasele din școală. Mă duc la 8B, unde este clasa mea demonstrativă și la 8B voi descărca un document imediat, acesta. Dau click pe el să vedem dacă îl recunoașteți. Este documentul standard, acceptat de Ministerul Educației, catalogul, scrie aici numele colegiului, clasa, normele de completare. Aici avem lista cu toți profesorii de la clasă și disciplinele pe care aceștia le predau și ce avem pe prima pagină. Avem în primul rând la fiecare elev numărul matricol. Odată ce un copil se înscrie la o școală și trece pe la secretariat și primește un număr matricol, numărul matricol pe care îl acordă secretarul acelui elev se duce pe absolut toate rapoartele statistice și pe toate rapoartele, cum este cazul de față, către toate documentele care au nevoie de acea informație. Vă amintiți cele două butoane? Pune notă, respectiv pune absență. Odată ce apeși butonul pune notă și ai pus o notă, nota respectivă se duce în toate documentele școlare și în toate rapoartele statistice de care este nevoie. Nota se vede așa cum vedeți aici. Absența este într-un chenar, da? Dacă este deja motivată apare aici, dacă este nemotivată o vedem aici. Mediile sunt încheiate, ați văzut, pe sistemul digital, dar odată ce generezi catalogul în formatul clasic, mediile sunt și ele deja completate și ai aici inclusiv nota la teză, da? Iar în partea stângă aici avem informația dacă elevul este promovat sau nu și care este media lui generală. Iar pe pagina a doua a catalogului, cea de pagina din dreapta, vedem, bineînțeles, nota la purtare aici și numărul total de absențe, din care câte motivate. Cu alte cuvinte, când ai introdus ca profesor o absență sau când ai motivat-o, această informație actualizează și zona aceasta din catalogul clasic. Mergem mai departe până la finalul acestui document, denumit catalog școlar în format standard. Și odată ce ajungem la final, suntem pe pagina cu situația generală asupra mișcării și frecvenței elevilor și a rezultatelor obținute în timpul anului școlar. Se completează toate aceste câmpuri automat, da? Câți au venit, câți au plecat în timpul semestrului, câți au rămas corigenți la o disciplină, la două discipline
cu situația școlară neîncheiată, câte absențe sunt în total, din care câte motivate. Adservio funcționează în mod distinct, cu șabloane specifice pentru tipul școlii. De exemplu, dacă avem o școală tehnică, unde sunt module, notele la module au o singură medie o dată pe an. Trebuie să aveți în minte că absolut orice flux standard are o corelație cu un flux digital în Adservio. Datele personale ale elevilor din catalog nu trebuie să le mai completeze dirigintele în catalog, pentru că odată ce secretarul a trecut informația respectivă în sistemul informatic, datele respective se duc peste tot în toate documentele și statistici. Avem procesul verbal, subsemnatul Oana Cristea, învățător, diriginte, menționez că în data de am verificat încheierea situației școlare, pot printa acest document, am predat, am primit, pot printa acest document, îi pot pune coperți dacă este necesar și îl arhivez în sistemul clasic. De asemenea, tehnologia actuală în anul 2020 permite ca un document în format PDF să fie semnat digital, iar semnătura digitală este recunoscută inclusiv în instanță, poate fi semnat digital, iar Ministerul Educației și Cercetării poate să facă o arhivă digitală unde să primească absolut toate catalogele de la nivel național. Da? Adică după ce se termină și se rezolvă și perioada aia când e cu corigențe, da? După ce se termină și perioada respectivă, varianta finală a catalogului poate fi transmisă în mod automatizat. Bineînțeles că, ascultându-vă, sunt convins că vă dați seama că unele lucruri sunt făcute, sunt realizate de către noi în platforma Adservio mai mult decât prevede legislația actuală. Adică noi suntem pregătiți pentru momentul când se va face trecerea de la un sistem clasic la sistemul exclusiv digital. Ok, având în vedere că v-am spus și aspectul ăsta, acum suntem pregătiți pentru a discuta, pentru întrebări și răspunsuri și vreau să vă mai spun că perioada aceasta este o perioadă extraordinară care ne va schimba foarte mult pe toți. E o perioadă în care ne vom da seama că avem nevoie și de tehnologie, totodată eu aș spune că nu numai că avem nevoie de tehnologie, totuși trebuie să creăm și un echilibru între varianta clasică de învățare și varianta care folosește diferite instrumente cu anumite tehnologie. Momentul acesta seamănă foarte mult cu un moment din trecut, momentul în care a apărut în România imprimanta care a luat locul indigo-ului. În momentul în care a apărut imprimanta în România și a ajuns în secretariatele din diferite școli, povesteau directorii că au fost situații în care secretara a venit la director și a spus: domnul director, dar ce facem noi dacă rămânem fără toner? Închidem școala? Domnul director, tot scrisul de mână o să fie sfânt. Credeți-mă, am o vârstă și știu lucrul ăsta. De asemenea, o altă argumentare când a apărut imprimanta în secretariat a fost: domnul director, dar dacă rămânem fără curent, ce facem? Închidem secretariatul, că nu merge imprimanta? Astea au fost câteva dintre argumentele împotriva unei tehnologii pe care astăzi toate secretariatele o folosesc. Da? Și nimeni nu s-ar mai întoarce la momentul la care folosești Indigo-ul. E de domeniul trecutului. Un alt exemplu este cel legat de trecerea de la telefonia fixă la telefonia mobilă și la momentul respectiv, când era telefonia fixă în vogă, oamenii spuneau: nu-mi trebuie telefon mobil, cine vrea să mă găsească o să mă găsească pe telefonul fix acasă, cum m-a găsit 20 de ani, o să mă găsească și de acum. E bine, aceiași oameni au acum câte 2-3 telefoane și un ultim exemplu cu cărțile de muncă. Nimeni nu și-ar fi imaginat în România că vor dispărea cărțile de muncă. E bine, cărțile de muncă nu mai sunt astăzi de actualitate. Așadar, sper că v-ați dat seama cât de multe lucruri faceți ca profesor, pentru că toate comisiile din care faceți parte nu au nicio legătură cu activitatea didactică pentru care dumneavoastră v-ați pregătit atâția ani. Dacă mai are cineva întrebări, le poate adresa. Dacă nu, mă uit aici pe listă. Întrebarea mea pentru astăzi este următoarea: dacă școala nu optează pentru achiziționarea aplicației, aș putea să mi-o achiziționez eu ca și profesor? Dacă răspunsul este da, cam cât ar costa? Aș vrea să vă spun că până la sfârșitul acestui an, utilizarea aplicației Adservio este gratuită. Ba mai mult, școlile care semnează un contract cu partenerul nostru Telecom vor avea posibilitatea să ofere tuturor elevilor, e valabilă promoția pentru România, vor avea posibilitatea să ofere tuturor elevilor cartele SIM cu internet, pentru că în zilele acestea mulți profesori au constatat că există elevi care nu au acces la internet. Da? Deci Telecom vine cu ofertă gratuită de internet pentru toți elevii școlii care nu au acces la internet. De asemenea,
după perioada aceasta, deci după sfârșitul anului, toate școlile care vin alături de noi în această perioadă vor avea parte de o propunere comercială cu totul și cu totul specială și să aveți cumva siguranța, nu a existat niciodată în toată activitatea noastră de 12 ani, nicio școală din România care să-și dorească să implementeze Atservio, să ne spună lucrul ăsta și să nu găsim cea mai bună soluție astfel încât implementarea să se poată face. Iar valorile nu sunt absolut deloc spectaculoase, astfel încât noi facem implementări atât în mediul urban cât și în mediul rural. Da? Dar sunt foarte multe școli și foarte mulți profesori din mediul rural românesc care folosesc Atservio la clasă. Vă recomand să folosiți aplicații românești, la fel de bine cum vă recomand ca în perioada asta și în perioada următoare în România să folosiți absolut tot ce este creat de români, pentru că tot acest work from home nu va fi chiar fără impact din perspectivă financiară și va fi foarte important să ne susțineți pe toți cei care creează lucruri în România, da? Fie că vorbim de producători agricoli, fie că vorbim de alte companii din domenii diferite. Da? De asta mesajul nostru este foarte clar și a fost foarte clar și către Ministerul Educației și către toți factorii de decizie cu care discutăm. Recomandați în egală măsură și aplicații din afară, dar și aplicații românești, pentru că aplicațiile, cum este cea creată de Atservio, dar mai sunt și alte aplicații în România, mai sunt și alți producători care se implică în domeniul educațional, aplicațiile acestea sunt făcute de foști absolvenți ai școlii românești și este un lucru extraordinar că noi reușim să facem lucrurile astea și datorită contribuției dumneavoastră pe care ați avut-o ca profesor. Am întrebarea când va apărea și butonul minune, clasa virtuală. Spuneam că este preconizat undeva într-o săptămână, maxim două săptămâni. S-ar putea să fie chiar mai repede de o săptămână, dar n-aș vrea să zic o dată care să nu se întâmple. Vă spuneam la un moment dat că erau două variante de integrare a videolegăturii cu elevii. Varianta aceea prin care pur și simplu puneai un link cu Zoom și sau cu orice alt furnizor și elevul trebuia să intre acolo și să se înscrie la cursul online al profesorului, dar noi n-am ales varianta cea simplă, am ales varianta de integrare ceva mai complexă, care va însemna că nu trebuie să-ți mai descarci nicio aplicație, dacă ai Atservio, poți să faci direct transmisiunea către elevii de la clasa ta. Adică elevii folosesc doar Atservio și au tot ce le trebuie. Inclusiv, ați văzut că pot fi folosite inclusiv fișierele Word, Excel, PowerPoint. Deci nu trebuie să mai intrați în altă aplicație ca să accesați acele fișiere. Doamna Lăcrămioara Zanfir îmi spune mulțumim pentru seminarul de astăzi, pentru mine a fost foarte interesant, am lucrat și eu cu câteva aplicații, dar aceasta pare să le cuprindă pe toate cele cu care am lucrat, plus multe lucruri în plus, care ne-ar ușura foarte mult munca. Vă asigur că următorul pas pe care noi îl pregătim este acela de a solicita în masă din partea tuturor școlilor care folosesc aplicația Atservio, pentru că sunt foarte mulți utilizatori, adică odată ce depășim pragul de 500.000 de utilizatori și ne îndreptăm spre 600.000 de utilizatori, vom transmite această adresă către minister. Tot ce trebuie să facă ministerul este să le permită profesorilor și școlilor deja digitalizate să folosească doar catalogul digital și să-l scoată la imprimantă, respectiv să îl arhivați. Și mai transmitem, să știți, un lucru Ministerului Educației și nu numai Ministerului Educației, tuturor factorilor de decizie, anume că vremea în care o singură companie colaborează cu Ministerul Educației trebuie să ia sfârșit pentru totdeauna. Adică Ministerul Educației trebuie să fie deschis, așa vedem lucrurile, trebuie să fie deschis către toate companiile, chiar dacă Atservio este poate cea mai bună aplicație din piață. Pe noi nu ne interesează să fim singurii furnizori din România, pentru că nu suntem singurii care ne dăm silința pe piață și în momentul în care lași competiția deschisă, ai foarte multe firme care vor face absolut tot posibilul să concureze între ele și să ofere profesorilor, elevilor și părinților cele mai bune soluții. Iar școala, în final, trebuie să aibă libertatea de a alege cea mai bună soluție. Soluția cea mai bună nici de cum nu trebuie să fie impusă de absolut nimeni. Când decideți cu ce lucrați, trebuie să decideți ca să vă fie dumneavoastră viața profesională cât se poate de ușoară. Alte întrebări? Aveți o întrebare?
doamna Maria Neculăieș, întreabă orientativ care ar fi costul pe an școlar pentru o clasă. Înainte de perioada aceasta, care e o perioadă care oferă și gratuitate școlilor care intră în sistem până la sfârșitul anului, costul era undeva înspre 1 euro pe lună de elev. Asta înseamnă că atunci când se implicau asociațiile de părinți, pe an aveai undeva la 9 euro sau 10 euro pe an de părinte și aveai acces la absolut toate informațiile. Ăsta era costul. Vă spun că lucrurile se vor transforma foarte mult și pe zona asta de digitalizare prețurile vor scădea fantastic de mult. În momentul care urmează, și în momentul ăsta și în momentul care urmează, vă spun că oricine va vrea să digitalizeze școala, va putea să o facă la cele mai bune costuri posibile. Ăsta este momentul oportun, este momentul care trebuie valorificat de către fiecare organizație. În schimb, ce trebuie? Trebuie o deschidere din partea echipei de profesori. Pentru că un sistem precum Atservio, vă dați seama că transparentizează foarte mult sistemul educațional la modul general. Părinții nu mai pot spune că n-am știut că dacă știam aș fi făcut mai multe, dacă știam că e în situația asta, nu știu, veneam mai des la școală. Nu, acum îi oferi părintelui absolut toate informațiile și sunt la un click distanță. Să știți că se mai schimbă foarte mult și ședințele cu părinții. Odată ce apare Atservio în școală, vă imaginați că la o ședință cu părinții vine o echipă de părinți care deja cunosc informațiile. Gândiți-vă cam cum se orientează discuțiile în acele ședințe cu părinții. În loc să ai o masă de oameni care tot ce așteaptă este să afle ce note au mai luat copiilor, ei bine, ai de fapt o echipă de părinți care deja cunoaște aceste informații, iar toată ședința cu părinții se duce către discuții despre viitor. Adică, doamna dirigintă sau doamna învățătoare știu deja care sunt informațiile, care sunt notele copilului meu, haideți să vedem ce ar trebui făcut de acum. Școala noastră și ședințele noastre cu părinții pe sistemul clasic sunt orientate mai mult spre trecut. Sunt orientate atât de mult spre trecut încât ajungem să vorbim mult prea puțin și întotdeauna la sfârșitul ședinței pe fugă despre ce avem de făcut în viitor. Peste 5 ani după ce vă implementați Atservio în propria școală, peste 5 ani veți ajunge în situația în care să vă întrebați oare cum am fost eu în stare atâția ani ca profesor să fac toată munca administrativă în care am fost implicat, în atâtea zeci de comisii și atâtea lucruri pe care le-am făcut manual ca profesor. Cât timp am pierdut eu din cariera mea de profesor făcând munca administrativă? Pentru că perioada asta ar fi fost o perioadă foarte bună dacă profesorii ar fi putut avea lecțiile în format PowerPoint și le-ar fi putut deschide și ar fi putut face share la ecran astfel încât elevii să vadă lecția ca și cum ar fi în fața unei table, da? Pentru că într-un fișier PowerPoint, așa cum știm, poți să pui și text, poți să pui și imagine și sunet și așa mai departe. Doar că să vă închipuiți că eu fac de 12 ani fac prezentări cu public. Pentru fiecare prezentare, uneori de 20 sau 30 de minute, pot ajunge să lucrez și câteva ore, astfel încât prezentarea pe care o fac în PowerPoint să fie atractivă pentru cei care mă urmăresc. Îmi pot închipui că dumneavoastră care trebuie să le captați atenția la elevi de dorit în egală măsură, ca să lucrați o lecție, aveți nevoie de zile, poate chiar o săptămână, ca să faceți o lecție care din perspectiva digitală să aibă absolut tot ce trebuie să atragă atenția întregii clase, adică video, mesaje, texte foarte bune și așa mai departe. Doar că dumneavoastră aveți nevoie de timp pentru asta. Mulți dintre oamenii care interacționează cu domeniul educației au impresia că meseria de profesor e așa, o chestie, te duci 3-4 ore pe săptămână la școală și s-a terminat săptămâna. Nu. Ce nu știu mulți e că din momentul în care profesorul pleacă de la școală, de foarte multe ori gândul lui rămâne la școală cu ce mai are de făcut, eventual ajunge și acasă și își continuă munca, pentru că mai are de corectat teste, mai are de gândit ce dă la teste, ce subiecte transmite elevilor la diferite teste. Deci cumva, dacă vrem într-adevăr ca principiul ăla că elevul stă în centrul atenției noastre, este foarte important să îi oferim posibilitatea profesorului ca în centrul atenției sale să nu mai stea treburile administrative,
ci să fie într-adevăr elev. Dacă vă întrebați dacă o comisie de tăiat hârtii sau o comisie de debirocratizat poate să vă scape de birocrație, vă spun foarte clar că, dincolo de faptul că e amuzant că trebuie să facem o comisie ca să eliminăm comisiile, debirocratizarea școlii românești nu se poate face astfel, ci vei reuși debirocratizarea în momentul în care reușești pas cu pas să digitalizezi tot mai multe școli. De ce? Comisiile alea din școală nu există de dragul că vrea directorul sau vor profesorii să existe comisiile. Sunt niște cerințe, tot ale instituțiilor statului, niște cerințe legate de statistici. Dacă nu ar fi comisiile, cine să le facă? Elevii, să le facă directorul singur? E un volum de muncă foarte mare și digitalizarea este soluția. Da? Și să țineți minte, niciodată digitalizarea nu trebuie să se producă în România cu o singură firmă, nici măcar cu Acervio și nici măcar cu un alt nume sau cu alte nume. Cu toții putem să contribuim, România este foarte mare, sunt foarte multe companii foarte bune, sunt foarte mulți angajați foarte buni, sunt foarte mulți profesori fantastic de buni care se pot implica și împreună putem să ne punem capacitățile cap la cap și să facem un lucru bine la nivel național. Nu există, restul sunt povești și dacă ne uităm în trecut, în ultimii 30 de ani și ne uităm la perioada în care ne aflăm acum, să știți că acea sumă de multe informații care există acum pe piață e tocmai pentru că nu ne-am pregătit pentru un lucru. Este o singură întrebare care ar putea fi adresată acum, în momentul ăsta. Ce ar fi trebuit să facem noi în urmă cu 6 luni sau cu un an de zile, astfel încât să fim pregătiți în școala românească pentru o astfel de situație? Dacă fiecare dintre noi ne punem această întrebare, ne va fi foarte ușor să găsim un răspuns la această întrebare. Pentru că există lucruri pe care le-am fi putut face în urmă cu 6 luni, în urmă cu un an sau câte puțin în fiecare an, astfel încât situația de acum să ne prindă totalmente pregătiți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mi-a făcut o mare plăcere să mă întâlnesc virtual cu dumneavoastră și să știți că am foarte mare încredere că veți reuși cu bine să vă pregătiți relația și comunicarea cu proprii elevi și să vă gândiți mereu că dacă dumneavoastră reușiți să vă transformați, veți transforma tot în jurul dumneavoastră. Și să nu așteptați niciodată nimic de la sistem, nu sistemul este de vină și nu sistemul o să facă ceva, pentru că sistemul este format din oameni ca și noi. Unii mai buni, unii mai puțin buni. Haideți să ne transformăm pe noi. Vă doresc o zi frumoasă, vă doresc o zi de vineri extraordinară în continuare și să aveți un weekend minunat. La revedere!